Urmărit internațional capturat la Hârlău. Cursul zilei de ieri, polițiștii l-au găsit ascuns acasă pe Ferdinand Stănescu, în vârstă de 61 de ani, condamnat la 5 ani de pușcărie. Bărbatul a fost dat în urmărire internațională după ce a fugit de pedeapsă. La data de 6 august, polițiștii din cadrul Poliției orașului Hârlău au acționat pe rază de competență pe linia punerii în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei închisorii, depistării minorilor dispăruți și calificării situației persoanelor urmărite. Bărbatul a fost condamnat pentru complicitate la evaziune fiscală. El a fost dovedit că a făcut rost și a vândut unui patron de firmă facturi și chitanțe false pentru a nu plăti datoriile fiscale la stat. În cadrul acestei acțiuni s-a efectuat o descindere la domiciliul unui bărbat de 61 de ani din orașul Hârlău, urmărit național și internațional, care se sustrăgea de la executarea unei pedepse privative de libertate, fiind condamnat la 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală. El a fost încarcerat la penitenciarul de maximă siguranță din Iași.